Salut! Astăzi vom planta un puiet de dud sălbatic. Dudul, care este o specie de arbori neglijată în ultima perioadă, în ultimii 30-40 de ani, eu consider că în mod nedrept este neglijat această specie, pentru că este o specie valoroasă, atât pentru lemnul pe care îl produce, lemn din care se confecționează butoaie, foarte bune butoaie, este un lemn de esență tare, dar și pentru subproductele lui, pentru fructele pe care le produce dudul, dudele respectiv, dar și frunza, care este foarte valoroasă în creșterea verminilor de mătase. Dar ca să nu mai lungim, avem astăzi un puiet de dud sălbatic, cu puțină rădăcină și o vargă de 60 de centimetri. I-am făcut o groapă de 30 de centimetri, după care trecem la plantare. Ce vreau să vorbim astăzi? Fiind vorba de un puiet sălbatic, în aceste puncte nu este vorba de puncte de altoire. Sunt norduri, noduri de creștere. Așa că, de data aceasta, nu vom respecta regula pe care o respectăm la plantarea pomilor altoiți, și anume aceea de a lăsa punctul de altoire deasupra pământului. De data aceasta, acest punct de ramificație îl îngropăm destul de adânc, la 30-35 de centimetri. După care adăugăm pământ. Nu este nicio problemă dacă atât din punctul acesta de ramificație, cât și din tulpină vor genera alte rădăcini. Fiind vorba de un puiet sălbatic, nu avem un altoi nobil pe care să-l protejăm și să nu îl lăsăm în contact cu pământul. Acoperim groapa de plantare, după care udăm. Udăm chiar dacă ne aflăm la sfârșitul lunii noiembrie. Pomul are nevoie de umiditate la bază. Au început și precipitațiile să sosească, dar încă sunt slabe cantitativ și durează până ploile ar hidrata în mod corespunzător baza pomului noi plantat. Așa că îi adăugăm, fără discuție, 10 litri cu apă. Asta este puiul nostru de dud pe care astăzi împreună l-am plantat.